Bună ziua, Marilena, bună ziua, doamnelor și domnilor. E o serie și o listă lungă de nemulțumiri pe care farmaciștii le au și pentru asta au decis să iasă în stradă. Astăzi, între 11:30 și ora 13, sunt în acest moment în jur de 100 de persoane care s-au strâns în fața guvernului. Îi vedeți, au diferite mesaje pe care le adresează decidenților și, cum vă spuneam la începutul intervenției, lista de nemulțumiri este una lungă. În primul și în primul rând, spun aceștia, în ultimii ani nu a fost luată nicio măsură care să vină în sprijinul acestui sector, deși este unul hiperreglementat. De asemenea, cotele de adaus pentru medicamente nu au mai fost modificate din 2009. Medicamentele eliberate compensat sau gratuit pacienților întârzie să fie decontate de către casele de asigurări de sănătate. O altă revendicare este aceea că măsurile fiscale decise pun și mai multă presiune economică asupra farmaciilor, așa că aceștia cer eliminarea măsurilor fiscale aplicate pentru acest sector și, de asemenea, farmacistul nu beneficiază de remunerare adecvată pregătirii sale. În plus, sunt probleme și în mediul rural în ceea ce privește accesul în farmacii și sprijinirea farmaciștilor. Mă refer aici, spre exemplu, la decontarea navetei pe care aceștia o fac sau la stabilirea unor zone geografice în care să apară mai multe farmacii. Vom vedea dacă în final vor fi primiți la guvern, la discuții, liderilor, reprezentanții acestora și vom sta de vorbă cu ei să vedem și dacă au de gând să continue acest protest și în zilele următoare.